De ce unii oameni din China mănâncă câini? Cultura culinară a unei națiuni este adesea influențată de o multitudine de factori, precum istoria, geografia, economia și religia țării. China, o națiune cu o istorie vastă și diversă, nu face excepție de la această regulă. În ciuda stereotipilor internaționale, consumul de câini și de alte animale sărbatice neobișnuite nu este practicat pe scară largă în toată China. De fapt, multe regiuni și mulți chinezi se opun ferm acestui obicei. Cu toate acestea, există comunități în China unde aceste practici continuă să existe. Ce sunt voi cu din Beijing? În acest material voi încerca să răspund la întrebarea din titlu – de ce mănâncă unii chinezi câini? De asemenea, voi face câteva comentarii referitoare la controversatul festival al cărnii de câine din Iulin. Voi trage atenția și la alte țări asiatice care consumă carne de câine, și voi da câteva exemple de țări unde se consumă animale neobișnuite. Așadar, să începem. De ce unii oameni din China consumă câini? Practic, există trei motive. În primul rând, consumul de carne de câine în China are rădăcini adânci în istorie. În unele regiuni ale țării, această practică a fost menținută din vremea în care oamenii se bazau pe vânătoare și agricultură pentru supraviețuire. În aceste comunități, animalele erau văzute mai mult ca resurse alimentare decât ca animale de companie. Această percepție a fost transmisă de-a lungul generațiilor, deși, reiterez, în multe părți ale Chinei, aceste obiceiuri s-au schimbat dramatic. În al doilea rând, disponibilitatea și economia au jucat un rol important. În trecut, în unele regiuni rurale ale Chinei, resursele alimentare erau limitate, iar astfel, consumul de animale sălbatice sau neconvenționale a devenit o necesitate. De asemenea, unele dintre aceste animale, cum ar fi câinele, pot fi mai ușor de crescut și de hrănit decât animalele de fermă tradiționale. În al treilea rând, există o credință populară în medicina tradițională chineză că anumite animale sălbatice au proprietăți medicale speciale. De exemplu, unele persoane consumă carne de șarpe. Crezând că aceasta poate îmbunătăți circulația sângelui sau poate vindeca anumite boli. În concluzie, consumul de câini și alte animale sălbatice în anumite părți ale Chinei se poate datora unor tradiții istorice, condiții economice și credințe în medicina tradițională. Totuși, aceasta nu este o practică generalizată și este văzută de mulți ca fiind contrară normelor moderne de bunăstare a animalelor. În continuare hai să vedem care e treaba cu Festivalul de Carne de câine din Yulin. Festivalul anual Licii și Carne de câine din Yulin este un eveniment care are loc în orașul Yulin din regiunea Guangxi din sudul Chinei. În ciuda controverselor internaționale și a opoziției din ce în ce mai mari la nivel intern, acest festival continuă să aibă loc în fiecare an în luna iunie pentru a marca solstițiul de vară. Festivalul are origini relativ recente, începând în anul 2009 și nu reprezintă o tradiție culturală veche. Se presupune că a fost înființat de vânzătorii locali de carne de câine ca un mijloc de a crește vânzările. În timpul festivalului se consumă carne de câine și fructe de licii care se dau jos pe gât cu băuturi alcoolice. Festivalul a stârnit indignare internațională din partea activiștilor pentru drepturile animalelor și a organizațiilor de protecție a animalelor, care condamnă tratamentul inuman față de câini și practica de a consuma carne de câine. Multe dintre aceste grupuri lucrează activ pentru a opri festivalul prin campanii de sensibilizare și proteste. În China însăși, atitudinile față de consumul de carne de câine sunt mixte. În timp ce unii susțin că este o parte a culturii lor locale și a dreptului lor de a alege ce să mănânce, un număr tot mai mare de chinezi, în special tinerii și locuitorii din zonele urbane, se opun practicii. Aceștia văd câinii mai mult ca animale de companie decât ca alimente, și consideră consumul de carne de câine ca fiind inuman și inacceptabil. Guvernul chinez a făcut pași în direcția interzicerii consumului de carne de câine, cel puțin în anumite regiuni. În 2020, în timpul pandemiei, guvernul a clasificat câinii ca animale de companie, nu ca animale de fermă. Iar unele orașe, cum ar fi Shenzhen și Zhuhai, ambele orașe din provincia Guangdong, au interzis consumul de carne de câine. Cu toate acestea, la nivel național nu există încă o lege care să interzică consumul de carne de câine în mod explicit. Festivalul anual licii și carne de câine din Liulin rămâne un subiect delicat și controversat atât în China, cât și la nivel internațional. Pe măsură ce atitudinile față de bunăstarea animalelor continuă să evolueze, este posibil ca acest festival să se schimbe sau chiar să fie interzis în viitor. Cu toate acestea, momentan rămâne un punct focal al dezbaterii legate de drepturile animalelor. Iar acum, hai să vedem ce alte țări în afara Chinei consumă carne de câine și alte animale neobișnuite. În afara Chinei există și alte țări în care consumul de carne de câine sau de alte animale neobișnuite este practicat, deși frecvența și acceptabilitatea acestui obicei variază considerabil. Este important de menționat că aceste practici nu sunt universale în respectivele țări și adesea sunt limitate la regiuni sau grupuri demografice. În Corea de Sud, consumul de carne de câine este o tradiție veche și există chiar un termen special pentru acestea: gaoji. Cu toate acestea, în ultimii ani, percepția asupra consumului de carne de câine s-a schimbat, mai ales în rândul tinerilor. Recent, guvernul Coreei de Sud a adoptat o nouă lege care interzice creșterea, sacrificarea, distribuția și vânzarea câinilor pentru carne. Această lege va intra în vigoare în 2027, iar până atunci fermele și restaurantele de carne de câine vor avea timp să se reprofileze. Vietnamul este un alt loc unde consumul de carne de câine este răspândit. Aici, carnea de câine este adesea consumată în cadrul unor mese comune cu o semnificație socială și culturală importantă. Totuși, această practică este în declin. În 2014, în călătoria mea în Hanoi, din nordul Vietnamului, am trecut pe lângă câteva restaurante care aveau afară în stradă câini la rotisor. Evident, nu am degustat. De asemenea, anumite regiuni din Indonezia, cum ar fi insula Bali, o destinație turistică faimoasă, sunt cunoscute pentru consumul de carne de câine. În ceea ce privește consumul de animale neobișnuite, aceasta depinde în mare măsură de ceea ce este considerat neobișnuit. De exemplu, în Australia, carnea de cangur și de crocodil este un aliment popular și este disponibilă în supermarketuri și restaurante. Și eu am mâncat carne de cangur și de crocodil, frumos împachetate și preparate în condimente. Nu au avut niciun gust special. Japonia este de asemenea cunoscută pentru consumul de carne de balenă și de delfin. În Cambodgia și Thailanda este destul de comun să se consume insecte, cum ar fi creierii sau gândaci de apă, fie ca gustări, fie ca parte a unui fel de mâncare principal. În Mongolia, consumul de carne de cal este o tradiție de lungă durată. Profund înrădăcinată în cultura și stilul de viață nomad al poporului mongol. Carnea de cal este apreciată pentru proprietățile sale nutritive, fiind bogată în proteine și săracă în grăsimi, și este adesea consumată în lunile grele de iarnă. În 2013. Pe când mă antrenam în Bangkok cu lotul olimpic de tir cu arcul al Thailandei și al Mongoliei, am invitat prietenii mei mongolezi la mine acasă, unde au făcut o tocană de carne de cal adusă în pachete vidate de acasă de la ei din Mongolia. Mirosul a fost destul de puternic. În concluzie, obiceiurile alimentare variază considerabil în funcție de cultură, istorie și resursele disponibile. Cu toate acestea, percepția publică asupra a ceea ce este comestibil se schimbă constant, iar sensibilitatea față de bunăstarea animalelor influențează practicile alimentare în întreaga lume. Sunt curios ce părere ai despre acest subiect. Scriem în comentarii. Citesc toate comentariile cu interes. Ceau, pe curând!